Alături de noi este Octavian Jurma, cercetător prin legătură Skype. Mulțumesc pentru intervenție. Nu mai sunt locuri Mulțumesc în cimitire, domnule Jurma. Așa a ajuns România și nici măcar nu suntem în vârful valului 4, spun specialiștii, printre care sunteți și dumneavoastră. Câte cazuri vom avea în vârful valului 4? Câte decese? Din păcate, este la ora aceasta greu de estimat câte cazuri vom avea în vârf, pentru că am ajuns și la limita capacității de testare. Nu numai atât, criza aceasta politică se manifestă și în sistemul sanitar. Sunt presiuni enorme din punct de vedere politic pe DSP-uri să o mai lase mai moale cu testările, cu raportările. Deci se vede în faptul că au scăzut numărul de teste. M-am bucurat și eu un pic că au scăzut numărul de cazuri raportat de săptămâna precedentă în zilele echivalente, însă au scăzut și numărul de teste. Deci este posibil să ne apropiem, pentru că ne așteptam să ne apropiem de un vârf sau de un platou la mijlocul lunii octombrie. Din punctul acesta de vedere, și eu cred că săptămâna viitoare s-ar putea să vedem fie un platou, fie chiar debutul unei faze descendente, cel târziu în 3 săptămâni, însă la acest nivel de peste 15.000 de cazuri pe zi, numărul de decese și cazuri grave va continua să rămână alarmant pentru următoarele 3-4 săptămâni chiar. Și aici este problema cea Bine mai mare. Bine, Stepe, zicea, domnule Jurma, că am putea ajunge și la 25.000 de cazuri în vârful valului 4. Există documente oficiale, avertismente care au ajuns chiar la Ministerul Sănătății, chiar la fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, și că vor fi în cel mai sumbru scenariu și 1.000 de decese pe zi. Da, sunt de acord și eu am o simulare care se uită la aceleași date. Din nou, dacă nu sunt confirmați prin teste, atunci nici decesele nu vor fi confirmate pe teste. Acum depinde foarte mult de măsurile care se vor lua, pentru că vedeți că din certificatul verde s-a eliminat testele. Dacă se reintroduce, atunci într-adevăr o să revenim pe pantă ascendentă. Se întârzie foarte mult cu aceste măsuri. Am făcut un calcul de marți, de când a ieșit președintele să ne anunțe că vor fi noi restricții. Iată, este vineri și nu avem încă toate acele măsuri bătute în cuie. S-ar putea să intre niște restricții de luni în vigoare și le-am arătat la Antena 3. Între timp mor mii de oameni. Așa este. Bătălia noastră este cu timpul și, din câte vedem, politicienii au foarte mult timp, sunt mult mai preocupați să nege, morții sunt de vină, am urmărit și eu declarațiile. Cam asta este ideea și din declarațiile care iasă, populația e de vină și, prin urmare, pedagogia este cumva moartea dacă nu ne vaccinăm. Domnule Jurma, care sunt în aceste momente focarele, zonele de focar? Am văzut în continuare petreceri, nunți, botezuri cu sute de persoane, fără mască, unii vaccinați, alții nevaccinați, doar testați. Nu avem restricții noi în aceste momente. Ni se spune din partea oficialilor că le vom avea de luni, dar nu avem un pachet, nimic, să zicem așa, concret, ci doar informații de la președinte, ce ne-a dat și ce a mai obținut pe surse. România este un focar în sensul de transmitere generalizată la nivelul întregii țări încă din săptămâna deschiderii școlilor. Deschiderea școlilor n-a făcut altceva decât să arunce canistre de benzină și să explodeze numărul de cazuri, astfel încât de la 5.000 am ajuns la 10.000 de cazuri pe zi în doar 2 săptămâni. Atunci era momentul în care trebuiau introduse aceste restricții care s-au anunțat. Unde ne infectăm, domnule Jurma, în aceste momente cel mai mult? La aceste petreceri private, la nunți, la botezuri, care încă se mai țin cu sute de oameni, sau unde? La mall, când mergem? Absolut. Aceste petreceri private în care lumea este relaxată, consumă alcool, dansează, țipă, elimină o mulțime de aerosoli. S-a văzut în Satul Mare, care a crescut mult mai rapid în perioada aceea. Chiar am urmărit relativ la Cluj cu două festivaluri mari, Satul Mare cu o mulțime de nunți mici, de 1.000 de persoane. Erau nunți enorme. Dar peste tot în țară s-au dat drumul la toate evenimentele fără nicio restricție. Iar acest lucru a alimentat plus aceste mari manifestări. Deci faptul că n-a fost
nicio restricție, a fost catalizatorul principal. Problema că pandemia a trecut acum de zona publică, pandemia merge în cercuri concentrice, se apropie de noi, face pași. E această teorie a celor 6 grade de separație. Iar acum este în cercul nostru de 40-50 de persoane, de aceea trebuie vaccinarea, masca, distanțarea socială și izolarea personală, dacă se poate, pentru următoarele 2-3 săptămâni. Un răspuns scurt, domnule Jurma. Dacă aceste restricții pe care vrea guvernul să le impună de luni nu vor funcționa, se va dovedi că nu vor funcționa, este posibil să avem un lockdown de Crăciun? Nu cred că se va lua un lockdown. Dacă acum nu se lua, nu se va lua, indiferent de numărul de decese. Sau recomandați noi suntem așa ceva? Stare... Dar ar fi fost necesar. Noi cerem ajutorul țărilor străine. Președintele ne-a anunțat că sunt 8 țări străine. A fost la Bruxelles. Lumea l-a întrebat, dar stai un pic, la voi nu este stare de urgență. De ce cereți aceste... Care e situația la voi? Noi nu avem o stare de urgență prin care să impunem anumite măsuri. Acest lucru este ca să arătăm cumva bine în fața electoratului și a țărilor din vom vedea, străinătate. Jurma, dacă s-ar fi luat acum o stare de urgență, ar fi rezolvat problema cu adevărat. Iată, doamnelor și domnilor, specialiștii cer stare de urgență, cer și un posibil lockdown. Vom vedea până la urmă ce face guvernul și cu aceste măsuri. Mergem mai